Eu mă numesc Dan Brașoveanu, lucrez pe partea asta de online de prin 2007-2008. Am trecut prin foarte multe schimbări de carieră, am făcut și SEO la un moment dat, vreo 2 ani. Chiar am început cariera mea de SEOist aici, la lumea SEO PPC. Aici am învățat destul de multe chestii. Am fost cam pe la prima ediție, prin 2009 sau 2008, nu mai știu exact, Olivian. 2010. 2010? Da. Am greșit eu. Așa, momentan mă ocup cu performance media, adică orice canal care generează vânzări. Și optimizez fiecare canal astfel încât să genereze un return on investment pozitiv. Momentan sunt la Ubisoft, mă ocup cu partea de performance media pe canale ca și Google, Facebook, Bing, dar și cu landing page optimization și conversion rate optimization pentru diferite jocuri de la Ubisoft. Dacă nu știați, Ubisoft asta face, produce jocuri. Înainte am ocupat o poziție de Global Pay-Per-Click Manager la Bitdefender, unde făceam pretty much the same stuff, dar am oricum nu la nivelul care fac momentan la Ubisoft, țin cont că trebuie să mai integrez și alte sisteme. Așa, ca să mergem mai departe, prezentarea din seara asta o să trateze mai mult, nu particularități, niște recomandări unde ai putea să te lansezi în ce alte țări decât în România. Și prezentarea mai mult era gândită pentru un produs software sau pentru un produs ceva gen software as a service. Și în ce țări ai putea să scoți un return on investment destul de bun. Și fie normal și o să discutăm și particularitățile acelor țări. Ca să începem, apropo, prezentarea e făcută în Prezi. Dacă știți programul, nu știți, e foarte mișto, îl folosesc de foarte mult timp. Are mai bine decât PowerPoint. Ok, revenind, azi am verificat, mă uitam și eu de curiozitate să vedem cât mai e populația lumii. E un site foarte mișto, worldstats.com, care îți arată, afișează real-time cum crește populația. Mă uitam la 7.300.000, anul trecut eram la 7 milioane. Ce mi s-a părut interesant, global internet users s-au dus la 3 miliarde. Anul trecut, dacă mi-aduc eu bine aminte, la început erau cam 2 miliarde 200. Fac crescut binișor. Scopul acestor cifre e să-ți dai seama, ok, să mai sunt și alții în afară de români. Adică poți să te extinzi și în afara țării și mai sunt și alte țări unde poți să faci diverse chestii, să scoți un ban. Mergând mai departe, rețeta, ca zicem așa, simplificată, cum să scalezi un business la nivel internațional și să obții un serviciu la nivel internațional și să vinzi în mai multe țări. Normal, mai întâi trebuie un market research și ceva insight-uri legat de produsul tău, piața respectivă, dacă e folosit, nu e folosit, e loc pentru el și așa mai departe. Produsul, cel e foarte important. Partea de pricing la produs, aici se poate discuta foarte mult. Normal, îți trebuie și partea de creative, de localizarea creativelor, pentru că nu toată lumea vorbește engleză. Ulterior, trebuie să găsești o rețea de distribuție, depinde, în alte țări, poți, de exemplu, să distribui, să lucrezi cu cineva de acolo. Dacă nu, trebuie să găsești o platformă unde poți să distribui produsul respectiv. Nu să-l distribui fizic, ci pur și simplu să-ți atragi clienții către produsul tău. Ulterior, îți faci, după ce ai toate datele astea așa frumos, împachetezi și îți faci un plan de atac. Asta se numește go-to-market. Apare pe la fiecare companie mai mare, când vrea să lansezi în altă țară, apare expresia asta foarte des. De asta și prezentarea se numește go-to-market. Iar în final, după ce ai setat totul, să zicem că merge, începi partea de optimizare și tracking. Partea de optimizare la dimensiunea asta înseamnă că trebuie să găsești canale noi și să le să umbli un pic la cele existente și să încerci să generezi cât mai mult pe canalele respective. Ca să faci la ora actuală, pentru un program foarte mare, cel puțin pe online, ca să faci tracking, trebuie să scoți niște bani serioși. Ca să ai un tracking de calitate. Dar oricum, aici e altă discuție, dacă vreți, trebuie să mă întrebați după aia și vă explic. Mergând mai departe, trecem la țările cele mai interesante. Normal, North America e o meca pentru orice produs, acolo vrea să lanseze toată lumea, e super mișto. North America fiind, întotdeauna e includ, nu numai Statele Unite, mai e și Canada.
și în Canada și acolo se pot face ceva chestii interesante și chiar sunt clienți de calitate pentru că au un venit foarte mare. Mergând mai departe, la digital channels, asta, auziți cineva de ComScore? Da. Ok. Eu la ComScore mă uit cam fiecare lună și vedem ce se mai întâmplă, ce site-uri au mai crescut, care e volumul de căutări pentru site-urile mai cunoscute din state. Aici este agregat, avem 2014, dacă nu mă înșel, din cea mai actuală dată din septembrie 2014, publicată pe ComScore, și ăsta ar fi cam topul proprietăților din state. În primul loc e Google, Yahoo, Facebook, nu știați că e și AOL. AOL e un motor de căutare și mai are și o rețea de publishing, Microsoft Sites, Amazon Sites. Oricum, o să discutăm doar pe cele mai interesante și care poți să faci niște chestii mișto pe partea de performance marketing. Normal, pe rețeaua Google ai la dispoziție AdWords, ai la dispoziție Double Click, dacă ai niște bugeturi mai sănătoase. La Yahoo, pe partea de search, poți să-l accesezi prin Bing, e The Bing and Yahoo Search Network. Facebook-ul, știe deja toată lumea de Facebook Ads și pletora de targetări, segmentări pe care ți le oferă și acum rapoarte, customizări. Așa, AOL-ul e, vorbești direct cu ei, Big Black Box. Microsoft Sites, poți să accesezi pe partea de paid media și așa self-served. E mai mult Bing Ads și au și un fel de display, dar mai că e un pic, retarded, că nu prea poți să targetezi nimica prin display-ul respectiv, trebuie să vorbești cu 1000 de oameni până setează campania. E foarte complicat. Restul, și de acolo poți să tragi ceva trafic, dar astea sunt cele mai importante și cele mai folosite. Nu o să intru în detalii, normal că mai sunt pe acolo câteva rețele, rețele de publishing și, mă rog, mai e și Amazonul care... Spuneam dacă merge... Așa. Deci, mai e și Amazonul pe partea asta. Acum, în state, se întâmplă o chestie foarte interesantă. Google a început să scadă un pic în căutări. Mă rog, asta din simplu fac că s-a făcut modificarea pe Firefox, default search engine, nu mai e Google, au băgat Yahoo. Dar asta se schimbă în timp. Dar interesant că Amazonul a început să strângă din ce în ce mai multe căutări pe partea de produse. Și Google pierde pe partea asta. Pentru că userul în state, fiind obișnuit cu Amazon, el n-a, știe că de acolo se duce, acolo caută, acolo cumpără. Și e o scădere și pe partea asta la Google. Interesant, e de urmărit, e un trend. Mergând mai departe și să vedem ce se întâmplă pe partea de social media, că și acolo să scot vânzări și oricum poți să generezi o grază de trafic în partea aia, cam ăsta ar fi topul. Mă rog, trebuie să mai apară cel mai adaptat din ianuarie 2014, acum. Ideea e că aici trebuie să mai apară în rețea socială, Reddit. E ceva de Reddit? Perfect. Ok. Vedem Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Yahoo Answers e interesant, dar nu prea ce să scoți din el. Pinterest, care vine, nu vine puternic, dar e de folosit în anumite campanii. Și numai la sfârșit Tagged, care sincer, nu știu ce, nu mai știu exact ce e, cred că știam anul trecut, dar nu mai știu. Așa, revenim. Pe toate canalele astea, cele care oferă niște opțiuni cât de cât ok pe partea de performance media sunt Facebook, YouTube și Twitter, de la o vreme. Twitter, cei mai performant pe Twitter sunt așa numitele tailored ads. De exemplu, e targeting de pe Twitter. La fel și pe YouTube, am început deja să dezvolte platforma. Cel mai nou feature, ca să vă zic, care aș vrea să-l testez, sunt niște, probabil o să-l vedeți, apar niște survey-uri când vezi un clip de la un anumit brand și își încearcă să-și dea seama de recall-ul, adică ce te-ai, când ai aflat prima oară de brandul respectiv, ai aflat din clip, ai cumpărat la brand respectiv, te-ai interesat, e ok, e un feature interesant. În fel ca un fel de companion app pentru
un companion feature pentru clipurile pe YouTube. Ca să vă zic pe experiența proprie și personală, pe Facebook se pot genera niște vânzări foarte frumoase, foarte frumoase în state. YouTube, branding, deci branding all the way, foarte greu să generezi conversii. Depinde foarte mult și de nișă și de clip, dar pentru chestii mai generice e mai cu foarte complicat. Și Twitter merge bine pe mobile app installs. E super, e genial. Întrebări? Nimic. Oh, ok, mergem mai departe. Să-i dăm. Altă țară interesantă, care unul dintre cei mici, unul care face parte din BRIC, din grupul țărilor BRIC, Brazilia, Rusia, India și China. De ce e interesantă Brazilia? Păi, din cauza populației. Nu se vede aici, dar are o populație de 200 de milioane de locuitori. Acum un an avea 180, deci crește cam cu 20 de milioane pe an, populația României. Dar ce e mai interesant pe partea asta e, dacă e să vă uitați aici, că sunt 100 de milioane pe net. Și altă chestie mai interesantă, asta e, ăsta e un top din Alexa cu site-urile, mă rog, apare tot Google, Facebook și YouTube. Dar asta e dintr-un studiu care l-am avut, l-am primit eu de la un tip din Brazilia care lucram și arată ceva în genul ăsta. Ăștia sunt utilizatori pe Facebook. 72 de milioane. Asta era cu una jumate sau doi. Probabil că acum am ajuns pe la 90 de milioane, 95, oricum. Au. Deci au ceva gen ca un pic mai bun ca în România. Dar ideea e că ei au moneda națională Realș și Realșul e foarte slab comparativ cu... Și oricum orice chestie de pricing care vrei să o faci pe Brazilia trebuie să o gândești destul de bine, că nu poți să intri cu prețuri din state sau nu știu, și chiar cu prețuri din Europa. Pentru că nu o să accepte. Mă rog, e cam spiritul românesc acolo. Așa. Ăsta ar fi cel mai accesibil pe Facebook. Pe Facebook am făcut niște campanii foarte interese. Normal, nu singur, cu cineva care m-a ajutat de acolo să traduc. Că în Brazilia ei vorbesc portugheză, dar e portugheză corcită. Nu e portugheză ca... Adică n-ai să faci un portughez de aici pentru Brazilia. Așa. Asta ar fi în America de Sud și cel puțin în Americi. Mergând mai departe. Uite, am făcut și zoom. Am uitat. În Africa. Avem Africa de Sud. Și ce e interesant. Stai să văd dacă am dat mai departe. Ideea e că în Africa totul se păstrează cam în principal cam în aceeași, cam în fiecare țară, tot poate să folosească. Cu câteva excepții ca și China și, sau Rusia. În Africa de Sud, ideea e că aici trebuia să fie... Opa! Aici trebuia să fie updatat. Momentan sunt în jur de 48 de milioane de locuitori. Când m-am uitat eu, acum un an, erau aproape 7-8 milioane de oameni pe internet din Africa de Sud, acum sunt 20 de milioane. Ideea e că și au o putere de cumpărare destul de bună. De fapt, țara din Africa are cel mai mare PIB și PIB pe locuitor și de acolo se pot scoate tot niște bani interesanți. Depinde de servicii. Aici n-am încercat foarte mult, dar am făcut așa niște descoperiri șocante că pur și simplu cumpărau din Africa de Sud. Și am zis, hai să mai scalăm un pic, să mai creștem campaniile. Nu prea să găsesc date despre cât sunt pe Facebook și cât se pot targeta. Mă rog, în afară din Facebook Ads, dar așa mai exact și up-to-date, nu prea sunt statistici. Și mergând mai departe, mergem la frații noștri ruși. Ideea e că, mă rog, ei aveau bani, dar încă mai au, nu e o problemă. S-a dus rubla în cap, dar nu contează. Încă funcționează. Aici o să vă prezint câteva statistici, când am negociat cu cineva de la Yandex și mi-a trimis chestiile astea. Cam asta e populația de utilizatori de net în Rusia.
Dar problema e că piața e foarte atipică de piața din Europa, de fapt. Prin simplu fapt că folosesc chirilică și limba este extrem de grea și serviciile sunt sunt foarte, cum să zic, anapoda. Adică, parcă sunt făcute pentru altcineva, adică pentru ruși, probabil. Ei fac totul invers. Mergând mai departe, cam astea sunt, nu mai știu, în 2010 parcă, cam astea sunt top site-urile din Rusia. Recunoaște cineva ceva de aici? Contact. Cine? Contact. Da, perfect. Știi ce e ăla? Da. Clonă de Facebook. Exact, clonă de Facebook. Și mai sunt, asta am uitat acum, Gazprom Media, interesant. Așa și un milioane, merge bine. Facebook ce bine o duce. Cred că a rămas tot pe aici, sau a crescut foarte puțin. Mergând mai departe, care e treaba cu social networking-ul în Rusia? Asta e lumea, asta e Rusia. Nicio treabă. Ai nicio treabă. Uite, Windows Live Profile, asta e destul de vechi, nu mai e updatat. Ăsta e odonoclasnicii. Știi care vă ce e? Nu? Colegii mei. Deci e colegii mei. Pur și simplu un catalog foarte mare cu oameni care s-au înscris în clasele din liceu. Și cauți pe acolo. Da, foarte ciudat. Am văzut câțiva ruși care chiar foloseau chestia asta. Am fost șocat. Oricum. Așa. Ăsta... Privet.ru e un fel de un portal generalist. Whatever, mergem mai departe. Normal, revenim la prietenul nostru, Yandex, în Rusia. Asta am zis că asta se mai vede în 2010, că nu prea mai țin legătura cu tipul de la Yandex. Dar așa stătea situația atunci. Vreau că acum e la fel, sau poate 64% sau 70%, că e Google, e american. Cam asta era, adică nu aveai ce să faci. Din propria experiență pe Yandex, a încercat cineva să facă campanii de pay-per-click, performance media, păi foarte frumos. Deci una la mână, ai nevoie de două chestii. Trei chestii, de fapt. Prima chestie, banii. A doua chestie, ok, să știi rusă. Și a treia chestie, să ai toate materialele, tot site-ul în rusă. Deci nu poți să faci în engleză nimic. Deci e totul în rusă. Dacă ți le dă jos rapid, ți le dezaprobă. Au și Yandex, nu mai aduc aminte cum se numea, Yandex Ads, whatever. Au și rețea de display, dar tot așa, e totul peste mână. Pare că n-am putut să pun niște screenshot-uri din interfața lor. Acum au tradus în engleză și încearcă să dezvolte cât mai mult. Apropo, dacă nu știați, Yandex mai este folosit în proporții foarte mari în Kazakhstan și în turci, și la turci, în Turcia. Cam 40% sau 60%, nu mai știu exact. Iar mergând mai la sud, un pic mai cald, avem elvețienii din sud, Australia. Și aici sunt niște chestii mai interesante, așa, mai atipice. În afară de faptul că oamenii ăștia au foarte mulți bani. Aici aveam cel mai mare average order value. Adică în state era $50, aici era 120, 180, depinde cum vindeai și ce zice. Ăsta a fost maxim. Na, au fost și alte. Depindea de vertical. Și mergând un pic să studiem așa piața, 94% din australieni au net. Opa! Asta e bine. Asta e bine. Au bani și au și net. Ei sunt cam 20 de milioane, care 10 milioane îi găsești pe Facebook, ceea ce e perfect. Ce e interesant, ca să mergi un pic mai departe, asta este cam câți bani bagă ei în jocuri. Asta e din 2012, dacă nu mă înșel, dar 2012, probabil că acum s-a mai shiftat un pic pe mobile. Dar aici piața e un miliard jumate mai pe jocuri și din populația activă 10 milioane se joacă. Le place probabil. E aceeași chestie ca în Germania. Și în Germania e tot așa, e populația cam 20-30% din populație se joacă activ. Se joacă activ și bagă și bani. Da, normal. Și fac și bani. Nu înțeleg. Au puterea de cumpărare destul de mare. Păi da, ideea că au venit-o, dar nu înseamnă că fac bani în jocuri. Adică, mă rog, depinde. Dacă joacă poker, da. Fac bani. Sau casino online.
Oricum, chestii interesante din Australia, să-mi aduc aminte, am lucrat la un dat cu cineva, cu o florărie, și pot să-i zic efectiv că n-aveam cum să-i optimizez costul pe conversie. Nu se putea, adică era, eu am intrat în cont și am văzut că erau acolo $30-$40 costul pe conversie, pe florărie, în Melbourne. Și am zis, păi da, dar de ce așa de mare? Am zis, e ok, că vine și comandă de $1,500 flori. Ceea ce, da, am înțeles, dar nu prea aveai cum, chiar costul pe click era vreo $5-$6 pe click. Erau foarte multe florării. Cam asta ar fi așa un exemplu, dar până pe chestia asta să ajung la prețurile astea, pe altele, probabil că sunt și mult mai mari. Așa. Păi cam, dacă să facem în România, cam asta ar fi. Sper că v-ați făcut o idee, sper că ați înțeles în fiecare așa particularitățile fiecărei țări. Dacă aveți întrebări, puteți să ziceți acum sau beam o bere după aia. Cum vrea fiecare. Mulțumesc! Văd că n-am vorbit nimeni până acum de buget. Și m-a intrat să știu care ar fi un buget minim, mediu, pentru o campanie internațională. Normal depinde de la caz la caz. Dacă vrei să te duci în state, probabil că și depinde și de perioadă, normal. Dacă vrei să te duci în state, nu știu, ți-aș recomanda să te duci fără vreo câteva... Vreau să zic 10.000, dar hai, merge până în 10.000, 8.000, 9.000 de euro, doar în state. Dacă vrei o campanie așa în mai multe țări, trebuie să te gândești la bugete de 10.000. Dar totdeauna depinde de nișă și depinde de volumul de trafic. Pe lună vorbești, nu? Poftim? Pe lună. Da. A, nu, păi nu pe an. Că nu prea... nu prea e ce să faci pe an. Adică, mai bine faci, nu știu, mai bine îți cumperi o ladă de bere decât să bagi bani așa. Sau îți cumperi lăzi de bere. Cam pe acolo ar fi, dar depinde întotdeauna de nișă, ce livrezi, depinde și de volumul de trafic. Dacă e ceva gen consumești commodity, de exemplu, securitatea, antivirusul în general, a devenit un commodity, pentru că îl găsești peste tot, poți să-l cumperi. Acolo ai nevoie de bugete mari și foarte mare competiția. Dar pe ceva gen, nu știu, nu vine acum un exemplu în minte, dar consultanță sau un serviciu, poți să-i dai un ranking la site, de exemplu. Îi dai un ranking la site și cer $5. Asta, probabil că o să ai un return, ai și o rată de conversii mai mare și poți să ai și un return mai mare, dar trebuie să bagi și bani ca să dai seama dacă lumea chiar vrea să folosească așa ceva. Oricum, e un testing period. Testing period ăsta durează cam vreo o lună jumate în care ești dispus să bagi bani, dar după aceea merge bine. Mai sunt alte întrebări? Alte întrebări? Nu? Asta e. Păi mulțumim, Dan. Plăcere. Plăcere, Dan. Mulțumim și vouă pentru participare. Înainte să plecăm, aș vrea să mulțumim sponsorilor mRedi, Vinescu.ro, Web Digital și partenerilor IQ Ads, Comunicate de Presă, Orașul Meu, Impact Hub, Traffic.ro, Găzduire.ro, Agile Media, Două Parale, Newsman, Conversion și Profit Share. Vă mulțumim și vă mai așteptăm!